Mulțumesc, felicitări. La mulți ani. Toți generalilor noștri, a ofițerilor. Lungă istorie. Și bună parte din colecția tipeuri pe țările mondiale. Poliției de frontieră, stimați veterani, doamnă ministră, domnule comisar șef, excelențe, vreau să vă felicit cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a Poliției de frontieră și să vă mulțumesc mult pentru că aveți grijă de hotarele țării noastre și de liniștea cetățenilor noștri. În aceste 3 decenii, instituția a trecut prin mai multe transformări și procese de modernizare, așa cum a spus domnul comisar șef, însă misiunea dumneavoastră de bază a rămas aceeași. Să supravegheați frontierele noastre, uneori în condiții complicate, mereu la datorie. Ultimii 3 ani au fost foarte dificili pentru întreaga lume, dar mai ales pentru regiunea noastră și mai ales pentru dumneavoastră. În timpurile pandemiei COVID-19, voi nu ați avut posibilitatea, ca alte profesii, să munciți la distanță. Dumneavoastră ați fost în prima linie și v-ați expus riscurilor în fiecare zi. Odată cu invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022 și până astăzi, peste 1 milion de cetățeni ucraineni au traversat hotarele Republicii Moldova. Voi ați fost primii care i-ați întâlnit pe acești oameni care fugeau din calea războiului. Voi ați fost cei care i-ați ghidat, i-ați încurajat, i-ați îndrumat și le-ați arătat că țara noastră îi primește cu brațele deschise și îi va ajuta. Acest flux de oameni, unul fără precedent pentru Republica Moldova, a putut fi gestionat doar datorită profesionalismului și dedicației dumneavoastră. Punctele noastre de trecere a frontierei au devenit centre pentru refugiați și ați fost printre primii care ne-au adus numele de țară mică cu inimă mare. Inclusiv datorită fiecăruia dintre dumneavoastră, am fost apreciați în întreaga lume pentru bună pregătire, pentru curaj, solidaritate și omenie. Pe lângă provocările generate de războiul din statul vecin, Republica Moldova este și ținta directă a atacurilor hibride prin care Moscova încearcă să destabilizeze țara noastră și să zădărnicească parcursul nostru european. Și în acest caz, voi, polițiștii de frontieră, sunteți primul filtru, prima linie de apărare în sistemul nostru de securitate națională, care lucrează non-stop pentru împiedicarea acestor ingerințe. Poliția de frontieră este cea care aduce Uniunea Europeană acasă, muncind cot la cot cu ofițerii Frontex, adoptând practicile UE, armonizând legislația și procedurile noastre la cele europene și consolidând încrederea statelor UE și a instituțiilor UE în capacitatea noastră de a asigura protecția hotarelor la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc și pentru implicarea voastră alături de alte instituții în organizarea celui de-al 2-lea summit al comunității politice europene care a avut loc în Republica Moldova. Datorită vouă, zeci de oficiali străini, sute, chiar mii de ziariști au văzut că în țara noastră se pot simți în siguranță. Prin buna noastră organizare,
am arătat întregului continent european că Moldova are polițiști de frontieră care știu să-și exercite seria cu vigilență și profesionalism. Însă cel mai important este că cetățenii noștri se simt în siguranță acasă. Datorită vouă, cetățenii și transportul internațional pot circula mai ușor prin puncte comune de trecere a frontierei cu Ucraina și România. În continuare, trebuie să facem eforturi mari pentru a combate toate tentativele de contrabandă și trafic ilegal. În continuare, trebuie să fim vigilenți și să nu permitem forțelor străine interesului Republicii Moldova să-și îndeplinească scopul de a destabiliza țara noastră, de a ne împiedica dezvoltarea, de a crea haos și dezordine. Trebuie să asigurăm o cooperare mai bună între instituții și să devenim mai eficienți în eforturile noastre de combatere a încercărilor grupărilor criminale de a submina procesele și instituțiile democratice. Activitatea voastră este mai mult decât securitate la frontieră și ordine publică. Voi sunteți primii care urează bine ați revenit părinților care se întorc de peste hotare la copiii rămași aici și ultimii care le urează drum bun tinerilor care pleacă la studii peste hotare. Pentru moldoveni, cu voi începe și se termină casa. Iar pentru oaspeți, sunteți prima și cea mai importantă imagine a țării noastre. Republica Moldova este cunoscută pentru ospitalitate, iar voi sunteți primii care creează această imagine a țării noastre. Sunteți cartea de vizită a Republicii Moldova. Dragi polițiste și polițiști de frontieră, în numele cetățenilor Republicii Moldova, vă mulțumesc pentru serviciu, devotamentul, perseverența și sacrificiile pe care le faceți în fiecare zi, pentru ca noi toți, cetățenii Republicii Moldova, să ne simțim în siguranță la noi acasă. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez la mulți ani! Republica Moldova. Doamna președinte, gen șef, votă la ordinea voastră, m-am prezentat. Servesc Republica Moldova. Servesc Republica Moldova. Servesc Republica Moldova! Servesc Republica Moldova! Servesc Republica Moldova! Servesc Republica Moldova! Сервис Республика Молдова. Республика Молдова. Комиссар шеф Лазонса президент. Сервис Республики Молдова. Сервис Республика Молдова.